Și plus de asta mai nou, de Crăciun, de au avut super surprize pentru clienți. Ca și acum de Valentine's Day, nu știu, n-aș vrea să o luați ca pe o... Apropo, sau uitați, asta este din partea firmei noastre pentru dumneavoastră și vă mulțumim că ați apelat la compania noastră cu mare plăcere și sper să mai mergeți cu noi. Vreți să faceți și comandă la numărul de telefon 9631. Am venit acum de Valentine's Day, când am alergat pernuțe și flori. Da, da. Nu, dar o idee chiar bună, adică... Poftiți? O idee destul de bună, adică... Da, bine, unii reacționează într-un fel, alții în alt fel. Da. Dar eu zic una peste alta că e un gest frumos. Ai mers în ultimul timp, arăți? Da, chiar am mai mers, da. În general, de aici, de la universitate, când am plecat, am luat. Că avem cele mai miște, adică... Acum s-au făcut la același nivel, dar am avut cele mai miște, adică și... E important și în ce stare mai e mașina, că am mai mers cu cât în taxi, într-o stare de aia. Da. Ce faci, porcule? Te-am văzut! Te-am văzut! Te-am urmărit! Te-am urmărit cu fratele meu! Ce-am făcut? Ești de mult cu el? S-a spus eu, n-am nicio... Măi, Irina, n-am nicio treabă. Doamne, ferește. Și asta pentru ce sunt dat? El ți l-a dat? Nu știu, n-am nicio... Mie nu, mie mă cumperi! Măi, dar nu știu ce vrei! Eu îndrăgostiților și mie nu-mi place așa. Dar e de la firmă, nu ceea ce... Nu știai că e căsătorit? Nu știai care copii acasă de întreținut? Acum am luat taxiul, vă rog să mă scuzați, deci chiar vă rog să mă scuzați. Dar domnișoara mea nicio treabă. Nu am nicio legătură. Deci eu chiar nu am nicio legătură. Nu știi că eu sunt albastră ta? Dar termină-te, mă, că de la firmă stai, că nu mai pot să conduc de la firmă ni la dat. N-am nicio treabă, tu nu înțelegi, n-am nicio treabă cu domnișoara. Deci eu nu știu absolut nimic, eu am luat taxiul de la universitate și nu știu nimic. Și asta de unde sunt? De la prieten? De la prieten? Eu că am urmărit cu fratele meu. Vrei să oprească, să vină, să vadă, să vadă ce a făcut? Eu sunt amestecat în asta și n-am nicio legătură. Sunteți de mult timp, nu? Da, mă, da? Suntem de mult. Îl o să vină acasă, îl o să vii acasă, să stai de sfântul, de ziua îndrăgostiților cu mine, deci, și cu copiii tăi. Deci vă rog să-l faceți ce așa. Îți-o fi rușinat, porcule! Și tu... Vă rog foarte mult. Și... N-am nicio legătură. Eu am luat taxiul de la universitate și mă duc până pe urmă. Nu ți-ar fi rușine, auzi, să mai vorbești așa, după ce vă urmăresc eu. Doamne, și ce ați văzut dumneavoastră între mine și... Păi cum să nu o vad dacă v-am urmărit de atâta timp? Eu cu fratele meu îl urmăresc și l-am bănuit de atâta timp că e cu cineva. Fiindcă nu vine, bani de casă, de cadouri și de tot ce trebuie acasă pentru copii, nu? Nu am nicio legătură. Da, mă, suntem de mult împreună. Care e problema? Sunt cu domnișoara împreună și care e problema? Lasă-mă deci nu am și dă-te jos și tu și fratul și lăsați-mă în pace. Nu mai vrei să îl chem să cheme pe cine vrei tu. Cum să mă vă badă, vă omor pe amândoi. Care e problema? Vezi, de mâine încolo o să, da, o să divorțăm. Și care e problema? O să divorțăm? Dacă nu. Divorțăm și gata, dacă nu înțelegi... Făca mea și picioare! Stați liniștită, vă rog foarte mult. Nu am nicio legătură. Deci chiar nu am nicio legătură. Sunt problemele dumneavoastră, nu știu nimic. Da, mă, sunt cu domnișoara, nu-i problemă. Da, simt sigur. Nu ți-ar fi rușine să mai și spui? Da, vă prind împreună? Suntem împreună și gata, acum ce dar ce să-i spun, că n-am nicio legătură cu... De cât timp ești? De cât timp ești? Recunoaște, de cât timp ești? Deci vă rog să mă lăsați în pace. Eu am problemele mele, nu suntem împreună și gata, lasă-mi pace. Poate tu, copii!
apar imediat. Oprește să o dăm jos. Imediat oprește să o dăm jos. Nu termină. Păi să o dăm jos, păi cum? Dar care e problema? Să spune că suntem în dar nu poți să spun așa adică, ceva. Adică merge cu tine și acum nu o să mergem noi acasă să stăm împreună? Că e sâmbătă, duminică. Sunt cu ea. E vreo problemă? Da, e că ai copii acasă, ai copii acasă. Spune-i, și... spune-i. Eu sunt fratele ei. Da, eu pot să vă eu am luat taxi. Nu mai puțin! Vreau să vă spun că sunteți ca taxi driver la Național, trebuia să-ți filmată cu camera. Nu să-ți